Da. Ți-a dat un pumn în față. Ce coincidență și în poză, erai în Animal Print și acum ești în Animal Print. Să plece de acolo! Ferească Dumnezeu, eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Dar mi-a rupt și asta. A, Alina, nu plânge. Nu te vrea, Alina, că ești promis că iau și altă ramă. Eu zic să o lași așa. Să-ți iau și altă ramă. Ete, dacă o pui așa să nu se mai mișcă, e numai bine. Poți să o lași așa. Mai sparge una, sparge-o și pe Ana. N-am venit voi de ea. Dar pe mine eu chiar n-aveam niciun bine. Zic să le spargi pe toate. De aici. Stau să mai ai pe mine 18 persoane de proastă și reacții fake și... Ok, te-a pupat pe obraz, m-am supărat, am plecat pe scări, m-a pupat, mi-a trecut. Acum seară ne ținea pe amândouă în brațe și mă tot tachina. Am zis, frate, tachină-l până la un anumit punct. Ajunge acasă, îmi zici, îmi cer scuze, într-adevăr, glume exagerate, după aia vii, dansez cu ea. Acum aia se duce, stă lângă ea pe canapea, ridică-te și pleacă dacă știi că mă enervează. Nu e vorba de ea, e vorba de el. Pentru că deja m-ai făcut să pic într-o postură de prahat. Măcar acum văd ceva. Ce urât faci? E fals să nu ce așa urât, Adriana. Familia mea, nu știu ce ești, Daniela, ce faci? Dar unde e Daniela? Ca să îndrept-o. Da. Și de atunci a început să aibă numai... Comentează subiectele care mă privesc și i-am spus în față. Cu toată lumea. Și de atunci are ceva personal cu mine și vreau să-i demonstrez că are ceva personal cu mine, nu cu orice altă fată. Păi și trebuie să vină altă fată aici, nu cum? Tu. Aici, atunci trebuie să vină altă fată aici, nu tu, să vezi dacă reacționează. Păi nu, că da, tocmai ce ai spus, că ai stat și cu Adriana, ai stat păi și nu, cu Adriana, dar n-a altă făcut fată. Așa și n-a pomenit de altă fată decât de mine. Ce? De ce sunteți supărați? Ce aveți? Ca să îndrept-o. Și să nu-mi răspunde nimeni. Vino la fată, că plânge. Să plângă. Nu plânge. Nu plânge, Ana. Acum... Încă sunt. Plânge, da. E ok. E ok. Care e natural. Crizi de lei. Ce mai întâmplă, frate? Deci eu am ghicit din prima, de fapt. A, nu zicea ceva din aur, dar nu mai știu. Nu înțelegeam foarte bine. Ție zicea. Vă rog, nu. Da, a zis că nu mai n-am înțeles. Nu despre mine. Nu. Da, mă simt de rău, mi-e rău. Mersi. Nu, zicea ceva de Daniela. N-am înțeles. Da, bune, frate, mamă, zici că sunteți Eminescu și Cogălnicianu. N-ai de gând să vii și tu aici? Eminescu și Cogălnicianu. Ce? Să vii și tu aici. Da. Păi hai. Mâine, casă și locuitori s-au încheiat. De ce? De treflă. Urât din partea ta. Greșeala mea, îmi pare rău. Sunt vinovat. Păi repareți greșeala. Păi și Alizeele nu te bat și pe tine să vin spre ea? Ce? Nu te bat Alizeele și pe tine să vin spre ea? Nu, mă bat să rămân aici. Dar sunteți prea supărați, frate. Rezolvați treaba asta, că e o energie și o atmosferă foarte mirobolantă. Nu mai vrem. Rezolvați problema. Nu vreau să-mi rezolv problema, puteți să vorbiți despre cu totul și cu totul altceva, mai important. Dar, Roxana, ce mai faci? Cum mai ești? Codruț, ce faci? Nu trage de subiectul ăsta, Vlad, că nu vorbesc. Vai, deci m-am luat. Dacă vrei să vorbești, dacă vrei să lămurești tu să te interesează de ce s-a întâmplat, da, vorbește tu. Asta încerc să o întreb. Dăm cheia. Dăm cheia. Haide. Convinge-o să-ți dea cheia. Păi a trântit-o pe Alina aici. Dăm cheia, te rog. Dăm cheia, că m-am calmat. Daniela! Uite, ai conexiune. Nu! Nu! Ai conexiune. Dăm cheia, Daniela. Am voie. Zicea de Ana că mergeam cu tine, nu ai voie. Păi ieri vorbea. Vlad. Vlad, dacă te interesa, nu știu, zic și eu. Păi dacă l interesa, dar vorbește. Da, zic că nu-i pasă de nimeni. Păi nene, nu mai reacționezi. Eu nu înțeleg reacțiile, de ce? Nu te-ai interesat oricum. Păi și acum și arăți, nu doar că nu te interesează, dar vrei să se calci acum că nu interesează. Aiure! Nu mai pune zic, du-te, scoate-ți-mă de pe cadru, că nu vreau să vorbesc cu oameni de ăștia. Te pare că vrea cadru? Te preface, mă. Te preface. Nu înțelege reacția. Te preface. Dacă e nevoie să fiu ispită, sunt ispită, frate.
doar casei de mască. Se preface, mă, frate. Se preface, mama! Maică ta nu cred că se preface, dar tu da. Adelina. Eu nu vorbesc. Că de-aia dă-n mine, iurea. Pentru că iubita lui nu are reacție. Cine dă-n tine? Dar tu pleci că dau eu sau că s-a apropiat Roxana de Vlad? Că nu mai înțeleg nimic. Nu plâng că s-a apropiat Roxana, plâng de ceea ce face Vlad. Atât. Adineaurea spus femeie, de mine. Sus, stau... mi-ai zis că eu am vrut să vă despart încă de la ce nu-mi realizez. Bă. Stau pe canapeaua asta, ieri a mi-a spus deși la Cristina, hai să dansezi, am mers și am dansat, nu am pupat, n-am făcut, am făcut mai multe lucruri de față cu tine, lângă tine și n-ai avut nimic, n-ai avut nicio treabă. N-am avut nimic, de ce? Când m-ai pupat prima oară, ce reacție am avut? M-am pupat de două ori, cu tine lângă mine. Ok, și ce reacție am avut de fiecare dată? Am tăcut, ai zis, ok, îmi place să te tachinești, că așa sunt eu, aseară ți-ai cerut scuze și astăzi faci exact. Hai mă, Darina, nu mai fi tristă că primul băiat care vine în casă e al tău, așa ai declarat. Bă, da, da, așa am zis, în glumă, că ai zis și tu stai la rând, erau glumele noastre, nu știu ca să mai ai mine, lasă-mă, doamne, iată, mă stau, mă cer cu tine. Bravo. Tu da conexiune și la noi, când ați vorbit acolo sub camera. Ok, și ce am, și ce am zis eu? Am zis, ai vrut că eu am vrut să vă despart. Am zis, dacă nu-ți convenea nisie situația, te îndepărtai. Băi, Vlad, dacă ești cu Daniela sau da, fata asta, plânge cu după tine. Tine. Plânge nu după tine cu mine pe canapea până la 4 dimineața. Nu stau să mă iei tu în brațe, să nu înțeleagă greșit, dar ți-a plăcut. Îi zic că m-am excitat? Și ție ți-a plăcut, doamne. O zis că s-o excita când l-a luat în brațe, când l-a luat în brațe. Cum faci? Eu nu înțeleg de ce nu te duci tu la ea. Karma, Daniela, karma. Da. Eu nu înțeleg. De, duci tu la ea. De ce nu mă duc? Mi-a intrat inima la apă. Ah, ok. S-o amăgească, bă, pe exact, pe bravo, Radu, bine punctat. Karma. Dar nu e vorba cum îi pasă, frate, vorbim deja de răutate aici, înțelegi? Asta e răutate, nu e vorba să-i pese de o relație. Vă bateți două blonde ca să aleagă. Se numește dezinteres. Bruneta de la Cluj. Nu e răutate, se numește dezinteres. E răutate, crede-mă că știu ce vorbesc. E răutate. E dezinteres, nu răutate. N-ai de ce să dai în el, că nu a fost... E răutate. Că știați consecințele, frate. Este karma, Daniela, karma. Taci, Adelina, și tu! Era așa. Arma, așa e, ce vrei. Nu mai dărâma, că dărâm degeaba. Ascultă-o pe Adelina, că e femeia care iubește. Am mai trecut o dată. Lasă, că te iubești deja, dar ești tu. Ierbe. Știți să iubiți toți din casa aia, știți? Asta spun, ea chiar iubește. Ia-te după ea, că știe mai bine. Da, știu că te iubește, dacă ești... A, da, hai că vorbiți împreună și vă înțelegeți separat. Da, ține pe ei, tu mă lasă, Dumnezeu, deci așa ceva n-am văzut în viața mea, jur. Astăzi cerul plânge că totul este trist, de ce iubirea mea? Dar pare penibil rău de tot, frate. Coboară de acolo, Daniela. Nu vreau să stau cu nimeni, vreau să stau singur. Lacrimi, am să vin la nunta ta și o să... Chiar? Pură e afară. Lacrimi. Haideți, hei. Cred că a luat pastila de plâns. De iubire. S-a început să râzi. Dă cheia.
respirația ta, putea să spună Radu absolut orice, pentru că nu te deranjează. Nu știi cum poți tu să accepti o femeie care vorbește cu Mihai în afară, deci serios. Sunt curios cât o să mai accepte Beatrice, că cred că vede și ea că ușor, ușor încerci și te dedici doar Adriane. Atâta timp cât greșește el, pe cu cine vrei să țin? Toată vina ai dat-o pe Vlad. Dar tu că Adelina n-a venit la tine astăzi. Toată vina ai dat-o pe Vlad și ai spus că te umilește Vlad și că nu-l interesează. Mă voi spune întâi cine sunt cele mai votate trei fete în ordine aleatorie. Mă voi spune cine sunt cei mai votați trei băieți tot în ordine aleatorie. Toate pozele, dar nu cu mine. Asta aici. La necazul omului puneți paie pe foc. Ce paie pe asta foc? Faceți voi. Așa cum ați făcut și cu mine, așa simte și Vlad. Acum pe pielea lui cum e să-l puneți într-o postură proastă. Păi care chiar nu pus piele într-o lumină proastă? Făceați haz de necaz toți. Bă, asta faci. Păi, dar râdeai. Că sunteți oameni răi, fără suflet. Asta sunteți. Asta am fost toți în posturile astea. Băi, Caterinca. A fost chestii, ce s-a portat așa rău? Caterinca pe supărările altora. Cum? Caterinca pe supărările altora. Bă, nu poți zici chiar asta. Tu abia așteptat un băiat ca să poți să te dai tot pe tine exemplu și tot tu pozitiv. Și noi să picăm că ce? Până acum ziceai că e dramă. Acum te-ai sucit iar? Sunteți cam suciți, ce se întâmplă? Până acum era fals, era așa, era așa. Dacă am văzut o melodie, am dat... Eu ziceam de Vlad, nu de Daniela, ca idee. Păi și Vlad, ce, în ce postură? Dacă și-a luat postura de mare, nu am vrea pe lui că suferi, să suferiți toți cu tine. Problema e că Vlad râdea că se băga o melodie. Exact, nu era vorba de suferit, dar în momentul în care am schițat un zâmbet, tot, a, uite că râde, nu-i pasă, nu nimic. Dacă s-a pus o melodie și toți au spus că râde de ea. Exact. Nu voi, băieți, că pe voi nu v-am auzit, oamenii care erau în casa asta. Păi da, băieții. Băieți, nu noi. Da, colegii tăi. Nu m-am bucurat de suferința nimănui, nu, eu mi-am văzut treaba mea și am dansat pe. Dar i-am zis că exagerează, că și-a asumat niște riscuri de la început. Omul a fost transparent și a asumat. Acum că ea este alt model de femeie toxică și face din asta... Mă, lași cu toxicitatea asta de doilea. Băi, nene! Exagerat. Nu, îți pare real, nu, tip de relație. Mi se pare real. Asta. Ei, dar nu e exagerat. Dacă mi se părea real, dacă mi se părea real, îi dădeam cheia lui Vlad să se ducă să o consoleze. Păi tocmai. Atunci de ce încurajezi chestia asta? Dacă vezi n-am că și știi totul de emisiune. Eu am zis că v-ați rănit voi cu chestia asta. Rănit cu ce? Îi dădeați în Vlad pe chestia asta. Da, bă, că i-am zis, bă, nu mai râde, îmi pare rău. Păi da, dar nu, ai spus că uite ce se amuză. Nu, a băgat-o în râde și la bufnii râde. N-am mai dat nimeni în Radu și trebuie să fie victim. N-am zis ce se amuză, nu încerca să mi-o învârte. L-am mai dat nimeni în tine și vrei să pii și tu puțin victimă. Victimă că ce? Că tu suferi, că ai suflet. Nu am zis că sufer. Nu. Păi, Adelina suferă, Radu n-are. Stau liniștit aici, am văd de treaba mea. După cum se vede. Îmi dau doar cu părerea din pat și atât. Nu deranjez pe nimeni. Da, dar din afară se vede. Problema mea ce simt. Nu pot nici să-i dau, să-i dau indicatora de victimă Danielei, că Daniela se vântează pe chestiile astea. Bă, și eu gelos, dar halul ăsta. Nu e vorba de gelozie, Alex, nu e vorba despre asta. Da, ea vrea să zică. Hai mă că plânge la mișto, ce Doamne iartă. Plânge la mișto, mama. Băi, prea mai că dar nu plânge. Uite, să zic sincer părerea mea, ieri când ai făcut chestia și l-ai luat pe Vlăduț de lângă Roxana când dansau. Bă, a fost drăguț, chiar s-a simțit o chestie, a fost fain. Da, pentru că a fost chiar, bă, chiar acum mi-a plăcut. Da, da, a fost drăguț, se vedea frumos. Acum, da. Nu au pus. Băi, da, acum nu e vorba de gelozie, adică, înțelegeți? Da, la mișto se forța să se facă chestia asta, da. Era frumos dacă se oprea unde trebuia. Dar forțat. Da, pe asta zic că o întins. Nu mai ții de gelozie. Nu e vorba de omul ăsta o aprecia ce ai început atunci, okay. Adică o continui și o dai mai prost. O dai prost. Nu dau niciun fel, e cum mă simt eu acum. Se pare normal ca femeie să spargi pe acolo, te duci, hau, bodyguard, ce ești?
Nu, am spart de nervi. Uite așa, ce nu vii ca dar ce-au făcut? Ce-au făcut pentru că veni pantofi? De nervi, pentru că m-a luat la mișto. Dacă ar fi fost real, aș fi apreciat chestia asta. De când i-am zis că vă mulțumesc la cădetul. Nimic, și băieți, eu vinim împins, nimic n-am făcut. Bă, nimic, nimic n-am făcut, absolut nimic. Mă împingeau băieții. Pe bune. Dacă chiar voiam. Dacă nu dovedeți, lăsați-o. Dacă chiar voiam să fac ceva, mișto problem. Ei. Nu e exagerată sau nu, lăsați-o să plângă aici. Exact, da. Lăsați-o în pace. No, bine, atunci am altă nedumerire. Spune. Ce mai Adelina, ce a fost aseară cu cearta cu Radu, că Radu nu vreau să-mi spune și poate vrea să spună Adelina. Lasă că-ți spun eu, dacă te interesează. Nu să zic! Păi da, acum cu ea plângerea să te lăsăm în pace. E vorba de reacțiile tale, nu de gelozie. Pentru că nu reacționează niciun fel. Uite, psihologul de relații poate să... Ba, știe, pentru că a vorbit cu mine, taci odată! Psihologul de relații psihologul. E măsură să spună psihologul. Uite, ascultă. Că știe. Ce pagă, fac? A zis în felul următor. Uite, vezi că acum îți dă lecții de viață, ascultă. Că știe, dă relații și de asta e prima. Gata, că nu mai are cuvinte. Mă rog, să revenim la Adelina. Aseară. De ce? Aseară. Ce a fost aia? De ce v-a supărat? Că el nu vrea să spună. Nici eu nu vreau să vorbesc. Păi așa s-a supărat și... Da, te rog! Și nu știm de ce. Vorbește, te rog! Hai, dai tot... Păi spune, că până la urmă a fost vorba de voi doi și eu. Când a fost supărat, am spus, bă, îi supărat de asta, mă doar asta și asta. A fost vorba de noi doi, că oricum nu-l interesează, ne-am despărțit și ce să-ți mai zic. De ce? Acum, cum ar veni, face anunțul, gen, căutați-mă. De ce v-ați despărțit? Pentru că așa a preferat el. Pentru că ce? Ce ai făcut? V-ați despărțit? N-are importanță. Ce ai făcut? Ai deschis și tu ochii, Adelina, că... în sfârșit? Era aici, am mers acolo. Când am venit înapoi, el te trăgea și v-ați închis ușa. Pentru că... Vrei să-ți o iau pe gagică ta? Zi. Păi tu asta așteptai. Păi vrei să o iau? Nu te mai băga. Păi nu te mai băga. Zi. Asta așteptai. Adelina, de ce? De ce v-ați despărțit de data asta? Nu știu. A, nu, că e normal atunci. De fapt, da. Ce, Vlad, de ce tot încerci? O întreb, de ce v-ați despărțit? Bă, fii atent. Dacă o să explicăm, da? Ok. O să ajungă să mă enerveze 100%. Și eu nu vreau să mai am reacții urâte la... Păi știi că îmi spuneai chestia asta mie, mereu mi-o spuneai că, bă, dacă ai ceva de spus, nu mi-o spui pentru mine, o spui pentru publicul pentru că de acasă, de pentru că interesează. Extrem, extrem de nervos și supărat pe ea. Te doare. Dacă aș vorbi cu ea... Undeva. Ok, mă doare undeva. Ok, nu vorbi, că ea vorbește cu mine. Cuvintele tale, nu? Okay. Sunt cuvintele tale. Da, cuvintele mele. Vorbește cu mine, nu vorbi cu ea. Nu, că se bagă și n-am chef de ea. Adelina, nu te băga. Spune numai Radu, spune. Ce, a zis că n-are chef de mine? Da. Nu, a spus că să te bagi tu în subiect și după aceea se enervează și nu vrea să explice de asta. Așa că nu te băga în subiect și mi-a explicat Radu, mie nu-ți explică ție. Ok. A fost deranjată că i-am spus că am apreciat reacția Danielei. Pă bune? De asta ești și... supărată? Da. Că a fost dezamăgită pe chestia asta. Înțelegi? Și acum spui că sunt fake. Băi, eu ți-am zis reacția... Aia dată, că vreau să aud și eu. Reacția ta a fost de apreciat. Ți-am zis de 1000 de ori. Da, dar și spune, forțată. Și-ai zis că nu mă țineai cu forța. Aveți cări că mă păi forțată, nu te țineam cu forța. De-aia am zis că a fost forțată reacția ta. Am apreciat-o ca gest. Înțelegi? Dar ai dus-o în extrem. Am apreciat-o. Dar a fost, nu știu, am simțit eu că atunci când te țineam, nu opuneai rezistența să mă lupt cu tine. Te țineam în glumă, așa, nu? Cu o mână. Era cu... frumoasă dacă te opreai acolo. Salvatorul casei unde era. Bine, vezi, îți dă treaba, tatu. Mă ține în glumă, da. Păi nu mai am nicio treabă, tocmai. Păi, fă-ți treabă cu alții. Fă-ți tu, și asta a fost, mă. Asta a fost subiectul și de acolo au degenerat. Asta e motiv de supărare. Ala, mă, pentru ea e motiv de supărare și au degenerat chestiile. Bă, s-au făcut 100.000 de lucruri mai rele. Prozel. Și tu te-ai supărat că zici că o apreciat gestul. Bă, e extrem de dezamăgită pe chestia asta. Poate, poate pentru că ai apreciat gestul Danielei și voi ați avut jocurile pe care le-ați avut, înțelegi? Și ea înțelege invers. Nu, nu are nicio legătură. Da, mă, ai văzut n-are motiv de ceartă? Nu, e vorba de asta, e vorba de ce ai vorbit tu și ce ai spus tu și reacțiile tale. Și că a spus domnișoara Cristina, soț, nu, Roxana, sau cu care mi-a zis. Nu este, contează. De fapt, te-a deranjat, îți spun eu, că aprecia gestul pe care l-a făcut Daniela. Da, mă, asta, asta a deranjat, păi asta a fost motivul ei de ceartă. De deci tu în continuare crezi că între ei doi există ceva, pentru că dacă nu credeai, nu te deranja. Și doi la mână, trebuia, dacă ești sigură pe relația ta, putea să spună Radu absolut orice, pentru că nu te deranja.
Nu înțeleg. Pentru că spui lucruri mult mai rele. E ca și vorbește cum... Vorbește tu că tu mai vorbești cu ea, că eu degeaba vorbesc cu ea. Asta încerc să-ți explic. El a spus lucruri mult mai rele decât chestia și nu te-ai supărat niciodată. Nu te-ai despărțit. Dar te-ai despărțit că a spus chestia asta. E ca și a spus lucruri de 100 de ori mai rele. Ia, ia, l-am despărțit eu în primul rând el. E ca și cum te duce tu să spui cui ce. E ca și cum aș duce eu să-i spun lui că... de fapt, oricum ai zis așa, ai zis, uite, Daniela, iubita adevărată, ceva de genul. Nu, bun, să iei pe ea. Bun, dar dacă voi aveți încredere în relația voastră... Iubita adevărată niciodată în viață. Am spus tu, nu iubești, că nu o faci și tu gesturi cum face și ea în momentul în care ești deranjată de ceva, dacă ai fi deranjată de ceva. Eu n-am spus o secundă să te prefaci pentru mine sau să joci teatru. Eu am spus în momentul în care iubești o persoană, ai gesturile alea, fără să-ți dai seama. Dacă le faci, dacă era de ce le faci, dar tu nu, de ce dacă, nu? Radule, dacă era altă fată în afară de Daniela sau Adriana, nu se supără. Da, o deranja. Dacă e legat de ele două, se supără. Pentru că... Iartă-mă pe mine, are încredere. O deranja oricum. Tocmai, nu există încredere. O deranja oricum, că am vorbit. Înțelegeți. Cum să fiu... Fratele logic! Să fiu geloasă că ce? În primul rând știam că e supărat. Că e vorba de Daniela și nu, eu sunt avut geloasă. Pe care l-au avut, ba da. Nu e geloasă că nu-i interesează, Roxana. Deci aș spune că e geloasă că te iau pui într-o postură proastă dacă spui că e geloasă. Ofuscare că e Daniela. Că nu vrea să vadă lumea că ea ar fi geloasă. Care n-am zis că, am zis că nu sunt în momentul de față pe Daniela, că nu am niciun motiv să fiu atât timp cât ai fost rugat, mă rog, rugat, pus soții pe ea, m-a deranjat doar gestul tău că ai spus că ești supărat. Mă rog, și apoi ai ținut-o pe ea și râdeai cu ea, dar nu râdeam, nici măcar nu râdeam ușor, ce-a făcut? Râdeam cu ea. Eu n-am fost să fiu geloasă pe tine, pe chestia asta. Râdea domnișoara Cristina la noi de reacție. Eu am fost deranjată doar pe... Râdeam cu tine, mă, n-auzi, râdeam cu tine. Nu, da, eu... Nu înțelege. Nu râdeai cu mine, i-am explicat. Nu, mă, râdeam cu tine. Domnișoara Cristina. Râdeam cu tine, mă. Nu înțelege. Nu vă mai certați și voi pe același subiect, că e... Păi nu mă e vorba, dar dacă de faptul că mi-a reproșert de la fel. Uite, e isterică, ea. Nu o deranjează nimeni. Dacă era un motiv bine întemeiat, logic că nu se întâmplă asta. Dacă e un motiv la fel de prost, nu e normal să se certe și la fel de prost. Omule, mă deranjează fapt. Păi nu înțelegeți nimic. Păi ce să înțelegi? Explică-ne. Dar dacă nu poate fata să explice. Ok, atunci la ce mai intri în subiect? Nici n-a vrut să intre în emisiune. Și? Și a fost obligat. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.